Dragi colegi, permiteți-mi și mie să vă felicit pentru formalizarea acestui acord de unitate, unitatea celor din Partidul Acțiune și Solidaritate, Platforma DA, reprezentanți ai Partidului Liberal Democrat, reprezentanți notorii ai societății civile. Această unitate a fost testată în câteva scrutine, de 2 ani de zile muncim, luptăm cot la cot. Ne unește dorința noastră de a pune Republica Moldova pe făgașul normalității, de a oferi o șansă oamenilor onești să trăiască demn acasă, de a crea condiții pentru ca cei care au plecat să poată să se întoarcă. Ne unește dorința noastră de a construi o societate cu adevărat democratică, în care votul oamenilor contează, în care oamenii decid cine să-i reprezinte la conducerea țării, cine să ia decizii în numele lor, în care votul nu este nici furat și nici cumpărat. Ne unește angajamentul nostru de a construi un stat de drept care să ne protejeze de tot felul de hoți, uzurpatori, corupți. Ne unește angajamentul nostru de a promova politici economice care să creeze condiții pentru ca cei care pot munci să-și asigure bunăstarea, iar cei care nu pot munci să fie protejați, inclusiv economic, de către stat. Acestea sunt angajamentele noastre. Iar aici, în blocul acum, care astăzi este creat și pe hârtie, se regăsesc cei mai curajoși oameni. Doar oameni curajoși ca dumneavoastră au putut să reziste în timp și au putut să meargă mai departe. Iată, noi toți cei de aici și cei care nu au reușit să ajungă, dar care sunt alături de noi, trebuie să mergem și să transmitem speranța, încrederea noastră în victorie tuturor. Și atunci când vom reuși să-i convingem pe oameni că se poate face schimbarea, atunci cu siguranță o să reușim. Eu am toată încrederea că noi o să reușim. Acum învingem!